încercăm să protejăm zona centrală. Ca orice oraș, trebuie să aibă o inimă a lui. Zona centrală a orașului, unde este primăria, cu zavodă, să devină o zonă, centrul istoric al orașului. Deci acesta, să zicem așa, este primul punct. Apoi, prin căile de comunicații care se vor crea, încercăm să dezvoltăm zonele respective. De exemplu, în zona autostrăzii, încercăm să dăm partea logistică, un pol logistic, un pol de industrial foarte mare. Prin orbitalul pe care l-am, acel protocol pe care l-am încheiat cu CNAIR-ul de a realizarea acestui orbital, între orbitalul acesta și autostradă se creează tocmai pol. Încercăm să decongestionăm orașul și să ducem toată circulația și toată zona logistică în partea aceasta. Înspre nord, unde este un punct atractiv pentru cetățeni, încercăm să dăm zona de locuință, să dezvoltăm zona pe malul râului Buzău, zona în zona parcurilor, să oferim un mediu mult mai, o calitate a vieții mult mai bună cetățeanului de locuire. Încercăm să îmbinăm toate aceste puncte. Nu vrem să creăm poli bine definiți pe zone. Îmbinăm și logisticul, să spunem, sau și serviciile cu locuința, și, dar inima, să spunem așa, a părții industriale va fi în zona de sud, în zona autostrăzii, pentru că este cea mai importantă cale de circulație și va duce la dezvoltarea acestei zone. Zona de nord va fi pentru locuință, pentru că oferă o altă calitate pentru viața cetățeanului. Am văzut că se mărește intravilanul orașului. Cum intenționați să faceți lucrul acesta? Practic, este o zonă, în acest moment, zona este rezervată, în actualul POC, este o zonă rezervată pentru viitorul intravilan. Practic, noi acum o introducem și încercăm și sperăm și Ministerul Dezvoltării să accepte această mărire a intravilanului până la limita cu autostrada și, de ce nu, să ne ducem inclusiv spre limita cu AT-ul cu Țintești. Asta era următoarea întrebare. La un moment dat s-a urmărit unirea cu această comună Țintești. Noul PUG ce prevede în acest sens? Vom trece, adică avem, este ca o propunere, să vedem, repet, cum dialogăm și cu Ministerul Dezvoltării, să ne ducem cu partea de rezervă, dincolo de autostradă până la limita cu Ținteștiul. Cum au fost prezentate aceste inele de circulație, acel inel metropolitan practic face unirea cu toate aceste comune limitrofe orașului. Și ar duce, cum să zic, vizual, să spunem așa, sau la o unire cu tot ce este în jurul orașului Buzău, Buzăul devenind o zonă metropolitană în acest sens.